Cauza ploilor abundente a trebuit să oprim apa potabilă într-o mare parte a orașului. S-a lucrat toată noaptea și am reușit să repunem în funcțiune cam 3/4 din oraș. Nu avem probleme cu captările de adâncime și cu captările de suprafață. Ele au fost decolmatate pentru că a venit foarte mult material în ele, nisip, aluviuni. Au fost înfundate, au fost desfundate în momentul de față, dar apa este extrem de tulbure și nu poate fi filtrată, pentru că dacă va ploua cum a plouat aceeași noapte, nu vom putea drumul la cele două captări și evident cartierele vor rămâne în continuare fără apă.